Iran, China și Rusia par a merge în direcția unei alianțe cu o evidentă componentă economică, ce nu exclude o viitoare componentă militară. Președintele Iranului a vizitat recent Moscova. Cele trei țări au organizat exerciții militare comune, iar Iran a mai făcut un pas interesant. A aderat la Organizația pentru Cooperarea de la Shanghai, condusă de Rusia și China. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu susține că la nivel mondial se pregătește o coaliție de impact. China, Iran și Rusia ar urma să bată palma și constituie o coaliție care cu greu va mai putea fi învinsă de NATO sau SUA. O alianță politico-economică-militară a celor trei state ar angrena o populație de aproape 2 miliarde de oameni și o forță armată considerabilă. Spre asta evoluează lucrurile, iar un asemenea bloc ar putea zgudui din temelii politica adversarilor lor bazate, se pare, pe principiul să ne ocupăm pe rând de zonele ostile, nouă până le rezolvăm. Cu un asemenea bloc în curs de realizare, este mult mai greu să-ți scoți din joc, rând pe rând, inamicii, a scris acesta pe pagina sa de socializare. Un oficial al forțelor armate iraniene a declarat faptul că Rusia, China și Iranul au organizat exerciții navale comune. Este a treia oară când Rusia, China și Iranul participă la exerciții navale trilaterale, a afirmat același oficial. De când a ajuns la putere în iunie, președintele ultraconservator iranian a adoptat o politică orientată spre est, ceea ce presupune o îmbunătățire a relațiilor cu China și Rusia. Teheranul s-a alăturat în septembrie Organizației pentru Cooperare, un grup de securitate din Asia Centrală, condus de Moscova și Beijing.